ca să fii mântuit. Oricine ai fi de Dumnezeu, ești iubit. În ținutul acela erau niște păstori care locuiau pe câmp și stăteau de pază noaptea lângă turma lor. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit de jur împrejurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Îngerul le-a zis: nu vă temeți, pentru că iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Cerul, îngeri printre nori se văd, bucuroșii se coboară, slavă lui cântă în cor. Lângă este acum păstorii, se închină mare lui păstor. Fiul lui David e împăratul, trăiască regele Iisus. Glorie, s-a născut Mesia. Glorie, a venit bucuria. Stea luminează cerul, ca să ia drumă. Au smirnă și tămuie, magii pruncului au dat. Generațiul vor lăuda și îi vor cânta de-acum. Domnul a atins pământul, Dumnezeu. Hristos, Domnul. Iată care va fi semnul pentru voi. Veți găsi un copilaș înfășat și culcat într-o iesle. Nu a contat că într-o iesle noul împărat e aici. Cerul întreg acum coboară, pământul îi cântă.
aur, armonii, bucurii vestesc, clopotele sună, cu noi sărbătoresc. Mi-amintesc zgomotos că timpul a trecut. Azi îngerii vestesc, ne-amintesc și proclamă. Glorie în înălțime, Osana e Domnul cu noi. Clopote cântă și adun vestea bună din cer. S-a născut. Vezi și tu, sfântă stea, puternic luminând, tot cerul cântă, minunea aștepte. Peste când s-a lăsat răcoarea Sfintei nopți, îngeri cântă-n cor, ne-amintesc și proclamă. Glorie în înălțime, Osana vestea bună din ceruri. El s-a născut. Gloria, laudă, laudă și tu, să ne cântăm și răsună. El e vestesc, e pace între noi și ne aduc vestea bună. Să vreau să cu toții în cor, că cel este viu și puternic. Thank you.
din acel oraș s-a născut Mesia.
venită de sus, se naște Domnul Iisus printr-o fecioară sfântă, ce minunat! S-a împărțit istoria, cerul cântă gloria sa, coboară printre oameni pacea sa. Sfânt Fiul de Dumnezeu, Iisus Emanuel, în planul mântuirii ne-a iubit. Din slavă la Betleem, în iesle ai venit, ce har și mântuire am primit. Popoare și regi s-au dus, dar veșnic rămâne Iisus, domnește ca împărat mântuitor. Calea ce duce spre cer, Alfa Omega, Tu ești la fel, Mesia, fi slăvit, o Domnul meu! Sfânt Fiul de Dumnezeu, Iisus Emanuel, în planul mântuirii ne-a iubit. Din slavă la Betleem, în iesle ai venit, ce har și mântuire am primit. Sfânt Fiul de Dumnezeu, Iisus Emanuel, în planul mântuirii ne-a iubit. Din slavă la Betleem, în iesle ai venit, ce har și mântuire am primit. Sfânt Fiul de Dumnezeu, Iisus Emanuel, în planul mântuirii ne-a iubit. Din slavă la Betleem, în iesle ai venit, ce har și mântuire am primit. Din slavă la Betleem, în iesle ai venit, ce har și mântuire am primit. Ce har și mântuire am primit. Sfânt Fiul de Dumnezeu, Iisus Emanuel, în planul mântuirii ne-ai iubit. Din slavă la Betleem, în iesle ai venit, ce har și mântuire am primit. Și într-o dată ce văzură, casa toată se umplură de-o lumină lucitoare ca lumina cea de soare. De-o lumină lucitoare ca lumina cea de soare. That was nice.
Bravo! I-au dăruit. Tu poți să-i dăruiești ca dar inima ta, să vină Mesia și să se nască în ea. Iisus a născut în umilă iesle, un mare împărat să ne scape de păcat. Haideți să-i cântăm din inima, să voices, oh no.
law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy, in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Când suntem în pragul unor sărbători în care ne readucem aminte că pe acest pământ a venit la un moment dat Mântuitorul lumii și scopul intrării sale în lume a fost unul precis. Unul dintre elementele pe care le vom supune analizei, unul dintre multele elemente pe care le vom avea și privi din toate unghiurile posibile, sunt indiciile care se discern în jurul celor pe care noi cunoaștem sub titlul de păstorașii din câmp. Și vom încerca să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos a autorizat ca în momentul în care noi am primit revelația Noului Testament să fie incluse exact aceste detalii. Vom înțelege ce poartă în ele aceste detalii, cum ne orientează aceste detalii vis-a-vis de data nașterii Domnului Iisus Hristos, cel puțin orientativ. Cât de relevantă este această scenă a păstorașilor din câmp vis-a-vis de ceea ce noi avem în tradiție ca fiind o întrupare în luna decembrie? Și de ce nu vom încerca să răspundem la întrebarea de ce este important să sărbătorim în fiecare zi și nu neapărat în luna decembrie. Așadar, scena fiind setată, haideți să pornim la drum, ținând în fața noastră definiția de la care am pornit duminică, și anume, încercăm să punem la dispoziția creștinismului contemporan o revoluție, adică, conform dicționarul explicativ al limbii române, o schimbare fundamentală a unor credințe care s-au împământenit într-o ideologie transmisă din moși strămoși, dar pe care avem tendința să o ingerăm în mintea noastră fără să o verificăm. Și o facem sub formă de tradiție, adică un ansamblu de concepții și de obiceiuri, de datini, care statornicesc în mintea noastră, istoricește vorbind, modul în care să înțelegem lucrurile. Și vis-a-vis de acest aspect am să vă spun și care este legenda Crăciunului. Și că tot veni vorba, haideți să vă pun înainte tocmai acest aspect. De unde vine titlul Crăciun? Și mai ales această, să spunem, tradiție adoptată în mentalitatea colectivă a poporului nostru. Ei bine,
conform acestei tradiții analizate atent, folcloric, etnologic și cultural, tradiția spune că Maria era într-o mănăstire. Vedeți, dintr-o dată avem de-a face cu o neconcordanță. Mănăstirile nu aveau cum să apară, schiturile acestea nu aveau cum să apară înainte de creștinism, înainte de Domnul Iisus Hristos. Dar în fine, istoria ne spune că odată ce a aflat că va fi însărcinată, a ascuns sarcina și când a început să se vadă această sarcină, Maria a fost izgonită de la mănăstire, a ajuns pribeagă într-o pădure și în proximitatea nașterii, căutând ajutor, a fost oarecum preluată și ascunsă într-o iesle de o femeie, soție de bogătaș, numită Crăciunița. Iar această femeie i-a oferit tot sprijinul necesar, a autorizat și lăsat nașterea să decurgă, iar după naștere, soțul său, Crăciun, un om aspru și destul de neîndărătnic în ceea ce privește aspectele bunătății, de supărare pentru faptele Crăciuniței, i-a tăiat mâinile. Legenda spune mai departe că Maria, doar uitându-se la această femeie, Crăciunița, i-a pus mâinile la loc. E bine, aceasta este legenda. De aici vine titlul Crăciun în limba română. Și de ce? Pentru că tot legenda se finalizează, ne spune că văzând toată această scenă, acel om avar numit Crăciun s-a pocăit aproape instantaneu și a început în dorința lui de a arăta compasiune pentru pruncușor să-și împartă averea la săraci sub formă de cadouri și să o dea tuturor copiilor pe care i-a avut la îndemână. Vedeți așadar remanențele a ceea ce astăzi mulți numesc sărbătoarea lui Moș Crăciun și modul în care Domnul Iisus Hristos a fost deposedat de către noi oamenii de ceea ce a adus pe pământul acesta. Vedeți cum din nefericire tot centrul de greutate nu mai este asupra Domnului Iisus Hristos, ci se duce către acest Moș Crăciun, soția lui și Fecioara Maria. Mai nimic spus despre Domnul Iisus Hristos. Ei bine, citind istoria veți vedea că în perioada primelor secole după nașterea Domnului Iisus Hristos și câteva secole înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, înainte de era noastră, așa cum se spune, în imperiul care se formase, una dintre practicile comun acceptate era închinarea la zeitățile astrale, la planete, la stele și așa mai departe. Asta a fost în Babilon, a fost preluată mai târziu în Imperiul Medo-Persan, apoi a fost preluată de greci și în ultimul rând a fost pusă în practică de către Imperiul Roman. Romanii o numeau sărbătorile de iarnă. Și totul are o conexiune cu evenimentele astronomice, repet, nu astrologice, astronomice, care se petrec în decursul anului. Vorbim aici despre sărbătorile de iarnă care se sincronizau în jurul unei sărbători mai mari numite Saturnalie sau sărbătoarea lui Saturn. O sărbătoare care începe după calendarul gregorian undeva în jurul datei de 17 decembrie, continuă pentru 7 zile până pe data de 24, când începe să fie observată readucerea la viață a Soarelui. Și dacă îmi permiteți, vă voi spune pe scurt despre ce e vorba, ca să înțelegeți de ce Domnul Iisus Hristos și nașterea Lui a fost plasată pe 25 decembrie. Deși, istoric, și aș vrea să fiți foarte atenți la ce vă spun acum, în primele două secole, primii 200 de ani așadar după răstignirea Domnului Iisus Hristos, nimeni nu a menționat data nașterii sale. De ce? Aș putea întreba eu dacă
data nașterii Domnului Iisus Hristos sau perioada este atât de importantă, ar trebui să fie atât de importantă pentru creștini, de ce ucenicii sau urmașilor au omis cu desăvârșire acest aspect? În fapt, una dintre primele izvoare istorice este scrisă de Clement din Alexandria, trăit între 150-215 era noastră, și care nici măcar nu aduce aminte de aceste aspecte, care apar sau încep să fie inoculate bisericii undeva două secole mai târziu. În anul 400 și era noastră, apare pentru prima dată referința faptului că Domnul Iisus Hristos s-a născut în 25 decembrie. Aripa de vest a bisericii de atunci a acceptat 25 decembrie, aripa de est, cea care ulterior avea să devină cultul ortodoxiei, a acceptat data de 6 ianuarie. Mă rog, astea sunt niște referințe istorice. De ce vi le-am spus? Este pentru că în perioada apostolilor nimeni nu a fost interesat. Și este un element care ar trebui să ne pună pe gânduri. De ce nu a fost nimeni interesat de aceste aspecte? De ce nu a fost nimeni interesat de modul în care au decurs lucrurile din punctul acesta de vedere? Este poate acesta un indiciu asupra faptului că Domnul Iisus Hristos a ascuns perioada, a ascuns data exactă, tocmai pentru că El vrea ca noi să îl sărbătorim în fiecare zi a anului? În fapt, analizat istoric și mai atent, veți remarca faptul că Enciclopedia Catolică, Bisericii Catolice, menționează faptul că în decursul istoriei fiecare lună calendaristică a fost identificată ca fiind un potențial al nașterii Domnului Iisus Hristos, deși avem date precise și veți vedea că biblic putem oarecum să ne cam dăm seama când a fost, în niciun caz în 25 decembrie, dar... De ce am menționat acest aspect? Pentru că, veți vedea, așa cum este el creștinismul astăzi, și discutăm deschis ca de la prieten la prieten, ca de la frate la frate sau frate la soră și așa mai departe. Deși ne uităm printre sprâncene câteodată la modul în care anumiți oameni își pun un brad în casă, și știți voi mai bine câte întrebări am primit din punctul acesta de vedere, toți o sărbătorim acum. Sau mi-a spus cineva zilele acestea, iată de exemplu, eu nu sărbătoresc Crăciunul, dar merg acasă să tai porcul. Foarte interesant aspect. Sau alții spun, eu nu sărbătoresc nimic, dar prefer să-i dau copilului un cadou, așa, fără conectare cu aceste sărbători, dar să se bucure și el pentru că au ceilalți copii. Veți vedea că în momentul în care vă voi prezenta toate aceste elemente, istoric vorbind, fie că le privim dintr-un unghi, fie din celălalt, toate și-au conexiune în păgânismul de pe vremuri, oarecum. Și nepunându-ți bradul, dar tăind porcul, sau punând bradul, dar refuzând să tai porcul, și criticându-ne unii pe alții, ajungem în postura aceea în care strecurăm țânțarul și înghițim cămila, sau viceversa. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în definitiv, toate au conectare într-o lume pe care noi nu o înțelegem pe deplin. De aceea, poate Domnul Iisus Hristos nici nu a vrut să ne lase data precisă. Astfel încât, modul în care El ne-a pus la dispoziție toate aspectele să fie sărbătorite în fiecare zi a existenței noastre. Așadar, din punct de vedere istoric, totul se conectează în jurul acestei perioade, pentru că atunci era momentul în care se sărbătoreau sărbătorile de iarnă. Totul începea în jurul datei de 17, așa cum v-am povestit, și se centraliza în jurul solstițiului de iarnă. Din punct de vedere astronomic, noi avem 4 mari zile calendaristice în decursul anului, sunt zilele echinocțiului,
adică în momentul în care ziua este egală cu noaptea, de fiecare dată este pe 21 septembrie sau pe 21 martie, la fiecare 6 luni distanță, și vorbim apoi despre solstițiu, solstițiu de vară și solstițiu de iarnă. Ce înseamnă lucrul acesta? Este momentul în care ziua este cea mai lungă, este în timpul solstițiului de vară, 21 iunie, și în momentul solstițiului de iarnă, adică ziua este cea mai scurtă, soarele este cel mai jos pe bolta cerească și apare în 21 decembrie. Când a fost sărbătoarea Saturnaliilor, oamenii sărbătoreau soarele ca fiind zeitatea supremă. Nu-l sărbătoreau pe Domnul Iisus. Și sărbătorind soarele ca zeitate supremă, în momentul în care ajungeau în data de 21, atunci era momentul în care începeau să se gândească la moartea acestei zeități și renașterea lui, pentru că soarele rămâne foarte jos pe bolta cerească 3 zile la rând datorită mișcării de rotație în jurul soarelui pe traiectoria pe care Dumnezeu i-a stabilit-o, și atunci el este cel mai jos pe bolta cerească pe data de 21 și începe să se ridice la cer între 24 și 25. De aceea 25 este considerată nașterea zeității, nașterea soarelui, nașterea lui Dumnezeu în multe culturi ale lumii. Budiștii consideră că Buddha s-a născut pe 25. Faraonii considerau că în religia egipteană că zeitățile adevărate de la Dumnezeu aveau data nașterii pe 25. Astecii considerau că Dumnezeul lor s-a născut pe 25. Hindușii consideră că zeitățile lor au apărut pe data de 25. Vedeți, această tranziție este permanentă în toate culturile lumii și de aici păgânismul a inserat faptul că și Dumnezeul creștinilor trebuie să se fi născut pe 25, deși nu are nicio relevanță. De ce însă v-am menționat acest aspect? Este pentru că, și aș vrea să fiți foarte atenți, în timpul Saturnaliilor se petreceau o sumedenie de evenimente. În primul rând, oamenii își petreceau activitățile într-un mediu social. Nimeni nu lucra timp de 7 zile, erau într-un continuă petrecere, cântec, joc, voie bună, întâlniri sociale. Oamenii își făceau cadouri unii altora și, foarte interesant, în timpul în care trebuia să se oprească Saturnalia, iar alții făceau în timpul în care trebuia să pornească Saturnalia, trebuia sacrificat un porc tânăr de cel mult un an de când se născuse. Interesant, așa, pentru că uitându-ne practic în toate comportamentele pe care și noi le facem în zilele acestea, cam toate au rezonanță acolo. Și tăierea porcilor, și darea cadourilor în perioada asta, luna cadourilor o numesc mulți. Așa că n-ar trebui să fim dogmatici și să acuzăm în stânga și în dreapta. Părerea mea, ca un frate care vă iubește, n-ar trebui să acuzăm faptul că X și-a pus brad, Y nu și-a pus, dar noi tăiem porcul sau ne apucăm să dăm cadouri. Sunt biserici astăzi care nici nu vor să audă de brad, dar fac campanii de strângere a cadourilor. Ați auzit de shoebox. De aceea v-am spus și vă spun cu dorința aceasta de a vă duce către înțelegere, nici de cum în dorința de a jigni pe cineva. De aceea v-am spus, câteodată avem tendința aceasta de a strecura țânțarul și a înghiți cămila. Pentru că facem unele și nu le facem pe celelalte, dar nu știm că și unele și altele sunt conectate tot acolo. Acum, ai putea întreba dumneata din partea cealaltă. Avem vreo referință totuși? Știm cum ar trebui să sărbătorim? E bine, haideți să ne uităm la acest indiciu. De ce Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat acest indiciu și ce rezonanță vom lua din el? Este înregistrat în Luca, capitolul 2, versetul 8. Fiți atenți la ce vă spun. În ținutul acela, în care ținut? Este vorba despre zona Betlehemului. Betlehem sau Betleem în limba română înseamnă casa pâinii. În Israelul de atunci erau două orașe Betlehem, două orașe numite Betleem.
din punct de vedere istoric, unul era în nord și unul era în sud, dar unul singur purta un nume ciudat, aș spune, Betlehem Efrata. Noi suntem acum în contextul acesta în ținutul Betlehem Efrata. De ce este important? Pentru că trebuie să împlinim o prorocie care este înregistrată în Mica, capitolul 5, versetul 2, și despre care se vorbește în Luca, capitolul 2, de asemenea, și anume acolo Mica ne spune: și tu, Betlaheme Efrata, să știi că, deși ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Foarte interesant acest aspect. Cu alte cuvinte, din tine va ieși acela care vine din veșnicie. Vedeți că inclusiv Mica vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos, tehnic, deși s-a născut ca și om, nu este ca noi ceilalți, care ne-am început existența la concepție, pe acest pământ, cu 9 luni înaintea nașterii. Și aici avem de a face cu intrarea în lumea lui Dumnezeu și, corect ar fi mai spus, întruparea lui decât nașterea lui, dar las la latitudinea dumneavoastră să alegeți cum să vă exprimați și cum să spuneți. Așadar, avem de a face cu Betlehem Efrata, iar acolo erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Este un aspect cheie, pentru că, analizând acest aspect, veți înțelege nu doar faptul că Domnul Iisus Hristos nu s-a născut în decembrie, ci vom înțelege ce vrea de la noi, urmând exemplul acestor păstorași. De ce vă spun asta? Pentru că, dintr-o dată, sau hai să spun altfel, în planul lui Dumnezeu totul este sincronizat perfect. Fiecare etapă a istoriei, fiecare aspect al lucrării Domnului Iisus Hristos pe acest pământ a fost sincronizat la milimetru și la secundă, dacă am putea folosi această expresie ca să fim precis. Ce înseamnă asta? Iată, de exemplu, toate sărbătorile care au fost încredințate lui Israel, cele 7 sărbători principale și apoi alte sărbători secundare sau alte elemente legale pe care ei trebuiau să le observe, toate sunt conectate la Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de Paște? El a murit de Paște exact în momentul în care trebuia să se sacrifice jertfa. Exact în momentul acela a fost răstignit. A fost îngropat exact în momentul în care a începea sărbătoarea azimilor. Practic, momentul în care el a fost pus în pământ, azima înseamnă o pâine fără drojdie, simbolul păcatului. Chiar în momentul în care începea sărbătoarea azimilor, Domnul Iisus Hristos, pâinea, trupul fără păcat, a fost pus în mormânt. A înviat exact în momentul în care a început sărbătoarea întâilor roade. Ne-a trimis Duhul Sfânt exact în momentul în care a început sărbătoarea cinzecimii. Să știți că nu este o sărbătoare care certifică doar începutul bisericii și coborârea Duhului Sfânt și încredințarea omului, prin încredințarea omului a darului vorbirii în limbi. Cinzecimea a fost câteva secole, multe secole mai devreme. S-a întâmplat la muntele Sinai, atunci când evreii au văzut legea lui Dumnezeu coborându-se pe munte și când Dumnezeu s-a manifestat tot la fel, prin foc și fum. Citiți dumneavoastră asta în cartea Exodul. Știm de asemenea că El va veni ca să împlinească prorocia la sărbătoarea trâmbițelor, la cea din urmă trâmbiță ne va răpi, va veni pe norii cerului, își va răpi biserica. Știm de asemenea că El va coborî pe acest pământ în sărbătoarea pe care evreii o numesc sărbătoarea de purificare, de sfințire. Purificarea în care Dumnezeu va veni să sfârșească tot ce a fost rău pe acest pământ și să-și înceapă împărăția lui de 1000 de ani, care va coincide cu sărbătoarea corturilor, a șucotului.
Așadar, vedeți, totul este sincronizat înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Chiar înainte de răstignirea lui, el a intrat în Ierusalim și s-a prezentat în timpul sărbătorii, se numește ziua mielului pentru evrei. Este o săptămână cu 4 zile, iertați-mă, înainte de Paște. Miei trebuiau să intre pe porțile Ierusalimului, preoții îi aduceau și îi pregăteau ca să-i observe timp de 4 zile, pentru că urmau să fie sacrificați de Paște. Vă aduceți aminte că asta coincide exact cu intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. În ziua mielului este ziua în care miei trebuiau luați în casă, conform exodul instrucțiunilor date de Dumnezeu lui Moise pentru evrei. Așadar, mielul vine ca să intre în casă, în casa tatălui său de data aceasta. E bine, totul este sincronizat perfect. Ce ar putea să ne spună nouă povestea aceasta a păstorilor și de ce este important să o înțelegem? În primul rând, identificați, vă rog, faptul că e vorba de păstori care își vegheau turmele. Acum, ceea ce vreau să înțelegeți este că, comparativ cu multe alte animale sau cu omul în general, oile sunt printre singurele ființe de pe această planetă care aduc pe lume miei într-un singur sezon. În Israel, întotdeauna primăvara. Interesant este că, și aici vă aduc câteva informații suplimentare din Talmud de data aceasta. Nu este important să citiți Talmudul, nu este important să vă uitați neapărat acolo, dar puteți să le preluați ca și text de referință. Ați putea să mă întrebați ce este asta Talmud. Pentru necunoscători, Talmudul sunt instrucțiuni și istorie a poporului evreu scrise de rabini, pentru că în momentul acesta, neavând templu și neavând posibilitatea să se sacrifice animalele la templu, de asemenea pentru faptul că poporul evreu nu crede în Domnul Iisus Hristos, ei nu mai au posibilitatea iertării și atunci au inventat acest mecanism numit Talmud. Dar este interesant pentru noi ca și studiu suplimentar, pentru că citind ceea ce spun ei acolo, și vorbesc aici despre evreii ortodoxi și ultraortodoxi, putem să înțelegem mecanismul prin care gândesc, pentru că acolo aveți și referințe istorice care explică de ce ei istorici au deciziile acestea. Iar una dintre referințele istorice este faptul că și explică ce înseamnă regulamentul de a păstra oile în câmp. Întotdeauna sunt între sărbătoarea Paștelui și sărbătoarea Șucotului. Practic, oile nu pot să stea în câmp decât între cele două sărbători. Aceasta este instrucțiunea rabinică. Așadar, având în vedere faptul că păstorii erau în câmp, trebuie ca nașterea Domnului Iisus Hristos să se fi întâmplat între sărbătoarea pascală sau în perioada sărbătorii pascale, în luna respectivă, și în luna în care urma să fie Șucot. Sărbătoarea corturilor, nici de cum iarna, pentru că sunt regulamentele specifice înregistrate oficial, le găsiți în Talmud. Acum, de ce este important acest aspect? Pentru că tot în Talmud este identificat un comportament pe care păstorii trebuiau să-l facă obligatoriu, și anume, ei trebuiau să analizeze în fiecare zi și în fiecare noapte în perioada primăverii nașterea mieilor, pentru că toți miei perfect curați din punct de vedere fizic, fără zbârcitură, fără defect, nepestriți, dacă aș putea spune, inclusiv la culoare erau analizați atent, erau selectați, marcați și păstrați deoparte pentru că un an mai târziu deveneau mielul de sacrificiu pentru templu. Un aspect interesant aici, o notiță de subsol. Conform elementelor istorice pe care le găsiți în Talmud, pe care le găsiți în referințele istorice ale poporului evreu, veți găsi faptul că miei pentru sacrificiul de Paște se creșteau la Betlehem, la casa păinii. Nu este oare interesant faptul că avem de-a face aici cu niște păstori în câmp care așteptau miei
pentru sacrificiu. Miei care urmau să ia păcatul lumii. Nu la întâmplare, apostolul Ioan, când îl vede pe Domnul Iisus Hristos peste 30 de ani de la nașterea sa, se adresează formulând această expresie: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, faptul că avem păstori în câmp, faptul că aveți această expresie, ei vegheau noaptea și făceau de strajă în prejurul turmei lor, are o singură rezonanță pentru o minte de evreu, pentru că știe ce scriu regulamentele din Talmud, și anume faptul că acești oameni vegheau nașterea mieilor ca să identifice miei de jertfă. Și Dumnezeu ne-a trimis pe mielul său, singurul miel, capabil să ridice păcatul întregii lumi. A fost important să vă spun acest aspect, pentru că asta vă certifică faptul că Domnul Iisus Hristos nu s-a născut iarna. V-am mai explicat, în primul rând, oile nasc primăvara, în al doilea rând, nu pot să scoată în câmp oile, conform regulamentului talmudic, decât între luna care desemnează Paștele și luna care desemnează Șucot. După aceea, ei toți trebuie să-și strângă oile în staul. Un aspect la fel de interesant este, care vă poate certifica dumneavoastră că ceea ce vă spun acum are o valență, este ceea ce se întâmplă cu Ioan Botezătorul și tatăl său Zaharia. Zaharia a fost mare preot, el venea din ceata lui Abiah, sau Abia în limba română, care veți vedea că are un protocol strict al momentului în care putea să slujească la templu ca mare preot. Vă aduceți aminte că David a împărțit toate cetele preoțești în 24 de segmente, fiecare dintre ei, practic fiecare linie de preoți ajungea să slujească la templu pentru două săptămâni în fiecare an. O săptămână și o săptămână, iar ceata lui Abia este practic al optelea. De ce v-am menționat lucrul acesta? Pentru că și aici avem ceva interesant. Noi, tehnic, n-am putea calcula exact modul în care Abia a fost, sau ceata lui Abia, Zaharia în speță, a fost la momentul respectiv în templu, pentru că toate aceste secvențe erau influențate de modul în care apăreau sărbătorile, de inserția 13-a luni în calendarul evreiesc, la fiecare 19 ani trebuia adăugată o lună separată pentru ca să se sincronizeze calendarele, și ar face totalmente imposibil să înțelegem când a fost ceata lui Abia în vremea respectivă. Dar avem un document pe care Dumnezeu l-a păstrat secret până acum, în perioada noastră, în generația noastră. Undeva în anul 1956, între 1956-58, cam așa dacă mi-aduc eu bine aminte, la Marea Moartă, unul dintre beduinii care își păștea animalele în zona respectivă a descoperit ceea ce noi numim astăzi manuscrisele de la Marea Moartă. Câteva mii de fragmente de manuscrise datând din secolul 1. Foarte interesant este că într-unul dintre aceste manuscrise avem ordonarea directă a preoției care să fie în slujbă în perioada aceea. Și este făcută ordonarea aceasta pe o perioadă destul de mare de timp, astfel încât să putem lua în calcul inclusiv lunii, sărbătorile pascale și așa mai departe, și toate aceste inserții de lună nouă, și am putut să înțelegem faptul că ceea ce se scrie în Talmud este perfect adevărat. Păstrarea datelor istorice a fost clară. Au mers până acolo încât au știut faptul că în anul 70 Ierusalimul a fost distrus, templul a fost ars într-o zi de duminică, în prima zi a săptămânii, ceea ce a adus la identificarea numelui preotului care a fost atunci în slujbă, chiar în ziua în care a fost ars templul. Cât de interesant, Dumnezeu și-a păstrat istoriile. Ceea ce ne ajută pe noi să deducem, și am dedus mergând cap la cap cu aceste detalii, nu vreau să vă împovărez mintea cu ele, puteți să le căutați în mediul online dumneavoastră și să faceți un studiu suplimentar.
faptului că Domnul Iisus Hristos s-a născut chiar înainte de sărbătoarea pascală, ceea ce coincide cu 1 Nisan a perioadei respective. Foarte interesant. Undeva sincronizat cu calendarul nostru, calendarul gregorian, ar fi undeva între 1 și 14 aprilie, având sau ținând cont de toată sincronizarea și desincronizarea calendarelor. Nu știm așadar cu precizie când este ziua, știm însă că după calendarul evreiesc există o mare șansă ca el să fi fost în data de 1 Nisan, ceea ce face sens. Știți de ce? Pentru că Nisan este luna noului început. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos? Eu sunt Alfa, Alef, eu sunt începutul, eu sunt noul început, eu am venit să încep totul, eu sunt începutul, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Foarte interesant, el s-a născut pe acest pământ, în opinia mea, într-o zi de 1 Nisan, pe care noi nu putem sincroniza. Este imposibil să spunem sincronizat în calendarul nostru când a fost data exactă datorită factorilor de desincronizare a calendarelor. N-am reușit să facem lucrul acesta nici cu cele mai performante calculatoare și poate că Dumnezeu vrea în mod special ca noi să nu știm această dată. Dar din punctul de vedere al calendarului evreiesc, trebuie ca în viziunea mea acea dată să fi căzut în 1 Nisan, pentru că ar coincide perfect cu tot planul lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că 1 Nisan înseamnă ziua în care tot calendarul pentru evreii din vechime se schimba. Ce a fost vechi s-a dus, ce este nou va intra în existență. Cât de frumos ar coincide lucrul acesta cu apoi cu ceea ce Dumnezeu își cuantifică în viitor. Faptul că el se va întoarce în acea sărbătoare celebră de sfințire, de ispășire a păcatului și va începe împărăția în sărbătoarea corturilor. De ce v-am dat toate aceste detalii, iubiții mei? Pentru că așa am început. Cuvântul s-a făcut trup. Foarte interesant, s-a făcut trup și a locuit. Verbul de aici înseamnă că și-a pus cortul, și-a adus cortul și a stat cu noi. Dar în același timp, conceptul acesta grecesc în Ioan 1:14, skino, înseamnă că el a intrat în cortul acesta. Vă aduceți aminte, rezonanță cu ceea ce spunea apostolul Pavel. Când cortul acesta se va îmbrăca în nemurire. Așadar, iubiții Domnului Iisus Hristos, în niciun caz Domnul Iisus Hristos nu s-a născut iarna. Toate datele și referințele istorice ne spun că a venit primăvara. Nu știm data exactă, pentru că noi nu mai știm să sincronizăm în momentul acesta calendarul vechi cu calendarele noi. În viziunea mea, el s-a născut în 1 Nisan, deși noi nu știm astăzi unde ar cădea 1 Nisan. De aceea avem o marjă mare între 1 și 14 aprilie. De ce v-am spus asta? Pentru că tot ceea ce se întâmplă acum, de zilele acestea, de jur împrejurul nostru, faptul că ne rugăm în biserici, faptul că ne aducem aminte de nașterea Domnului, nu-i greșit. Asta este marea întrebare la care vreau să răspund. Pentru că tu ai putea să mă întrebi ce să facem acum, să nu mai sărbătorim pe Domnul Iisus? Nici de cum. Sărbătoriți-L în fiecare zi. De ce? Fiți atenți ce s-a întâmplat în încheiere, vă spun lucrul acesta, cu păstorașii. Iată că un înger al Domnului, citesc din Luca capitolul 2, versetul 9, s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, ei s-au înfricoșat și au zis, s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, Mașia. Este în limba engleză. Hamashia înseamnă Hristosul sau mântuitorul. Vi s-a născut Hamashia, mântuitorul, care este Hristos. Hristos în limba greacă înseamnă cel uns să fie mântuitorul. Este practic Mashias, este în evreiește, Hristos este în limba greacă.
Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece, culcat într-o esle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudându-l pe Dumnezeu și zigând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haideți să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Două repere importante cu care vreau să vă las. Vedeți ce au făcut acești oameni? Deși by law, prin lege, prin legea de atunci, care a fost înlocuită acum treptat cu Talmudul, ei erau obligați să vegheze nașterea pentru că trebuiau să vină miei. Vedeți însă ce au făcut? N-au mai stat să vegheze nașterea mieilor pentru că au primit vestea cea nouă. Legea veche s-a dus, simbolic vorbind. Mergem să-l vedem pe cel ce ne-a adus harul de acum. O nouă lege, un nou împărat, un nou miel care ridică păcatul lumii. În al doilea rând, ați remarcat ce făceau ei? Care era atitudinea lor? Vegheau. Vegheau. La ce vegheau? La modul în care ei înșiși respectau legea lui Dumnezeu. Așteptau miei vechii legi și iată că legea a venit diferit, dar ei au percutat instantaneu și s-au dus după legea nouă. Nu cumva noi suntem tot ca ei atunci, dar refuzăm să ascultăm? Nu cumva noi am rămas redundanți tradițiilor vechi și ne hrănim cu lucruri simple? O spun doar ca o idee, pentru că zilele acestea mulți prea iubiți ai mei m-au întrebat de ce totuși îi încurajez pe oameni. De ce totuși îi mângâi chiar și pe aceia care își pun brazi în casă? Pentru că nu-i păcat, tocmai de aceea. N-ar trebui să-L predicăm, vă întreb eu pe dumneavoastră, mai mult pe Domnul Iisus? N-ar trebui să ne bucurăm de El că a intrat în această lume? Și să o facem în fiecare zi? De aceea, ideea principală și cu care închei, prieteni buni, este: nu-L mai limitați pe Dumnezeu la brazi și sărbători. Lăsați-L să fie Dumnezeu. Bucurați-vă de toate aceste sărbători, dar bucurați-vă și de Dumnezeu așa cum este El. Pentru că altfel, criticând pe unii că și-au pus bradă în casă, iar noi vorbind în biserică despre nașterea Domnului tot în perioada aceasta, suntem la fel de greșiți, tehnic vorbind, pentru că nu acum s-a născut. Nu într-o lună de decembrie. Dacă vrei să fii mai exact, te duci într-o lună de aprilie. Doar că în lunile de aprilie noi vorbim mai mult despre moartea Domnului Iisus Hristos, care, interesant sau nu, conform unor istorici, El a fost răstignit chiar de ziua Lui. Chiar de ziua Lui. Astăzi am învățat împreună despre ce înseamnă unul din aceste detalii. Și am învățat că în niciun caz Domnul Iisus Hristos nu s-a născut într-o lună de decembrie. Dar asta nu înseamnă că nu avem dreptul să-L sărbătorim în fiecare zi. Și inclusiv acum în decembrie. Betleem, oraș micuț, cum dormi de liniștit, în timp ce mii de stele sus aleargă.
Mântuitor, Mesia venit. Și oști cerești slăveau în cor pe Cel ce ne-a iubit. Tu steaua vestește nașterea pământu-ntreg să înalțe azi cântări spre slava sa. Cobor la noi, copil din Betleem. Arunca afară orice păcat, pe tine doar te vrem. Ne îndulcește în lumea de nevoi. O scumpe Domn Emanuel, vino rămâi cu noi. Cobor la noi, copil din Betleem. Arunca afară orice păcat, pe tine doar te vrem. Ne îndulcește viața în lumea de nevoi. O scumpe Domn Emanuel, vino rămâi cu noi. Calvar, o mântuire-n
jertfa ta despicat mormântul de păcat în care s-a atunci. Ascultă azi mesajul de iubire, Iisus născut în Betleemul din câmpii, răstignit, murind pe cruce pentru tine, am viața înălțat, va reveni. O, este Betleem, Doamne, ne-ai iubit.
va stinge cei săraci cât și cei bogați, toți împreună să-ți cânte. Nu-i Crăciun dacă nu te-am chemat în inimă, scump Iisuse. Tot mai reci ca un fulg de nea, rătăcind pe poteca grea, căutând tot mai multe argumente noi, tot mai mult ne îndepărtăm, adevărul nu-l căutăm, ne încălzim, dar în suflet e rece. Ai renunțat la slava ta, în lume ai venit, dar noi cu timpul am uitat ce mult, Doamne, ne-ai iubit. Pentru mine Crăciunul e o amintire cu tine, stea de la răsărit, ce nici când nu se va stinge, cei săraci cât și cei bogați, toți împreună să-ți cânte. Nu-i Crăciun dacă nu te-am chemat în inimă, scump Iisuse. Slava ta, în lume ai venit, dar noi cu timpul am uitat ce mult, Doamne, ne-ai iubit. Pentru mine Crăciunul e o amintire cu tine, este stea de la răsărit, ce nici când nu se va stinge, cei săraci cât și cei bogați, toți împreună să-ți cânte. Nu-i Crăciun dacă nu te-am chemat în inimă, scump Iisuse. Crăciunul e o amintire cu tine. Este loc pentru întreg pământul.
este loc, mai este loc.